cum funcționează telecomanda și aplicația de telefon mobil pentru recuperatoarele Prana. Salutare și bine te-am regăsit! Eu sunt Andrei și astăzi urmează să-ți prezint cum funcționează telecomanda și aplicația de telefon mobil pentru recuperatoarele Prana. Dar înainte de toate, te rog frumos să apeși pe butonul de like, fiindcă asta ne încurajează să producem în continuare aceste materiale. Ce este important de specificat este că acest recuperator de căldură, odată montat, este bine să funcționeze permanent. Este bine să-l lăsăm permanent să funcționeze. Deci nu este nevoie să-l oprim, să-l pornim. Consumul de energie este foarte mic, între 2W și 14W pe oră. Deci nu este un consumator foarte mare care să justifice oprirea și pornirea lui, plus că nu avem nevoie permanent de aer proaspăt, de reîmprospătare a aerului din încăpere, și dacă lăsăm acest aparat să funcționeze în vitezele mici, el o să aibă și un randament de recuperare maxim și un consum de energie minim și un nivel de zgomot foarte mic. După ce montezi recuperatorul în perete, poți să-l pornești apăsând pe butonul din mijlocul acestei cruci, această căsuță cu două săgeți. Atenție, nu pe butonul din dreapta sus, butonul de power, ci pe butonul ăsta din mijloc. Recuperatorul o să pornească în viteza maximă, după care revine înapoi în viteza întâi. Dacă vrei să crești viteza de funcționare a recuperatorului, apeși pe butonul plus și în felul ăsta aerul intră mai repede în încăpere. Da? 3 din 10, viteza 4 din 10 și tot așa până la viteza 10 din 10. De asemenea, ce mai poți face? Poți să controlezi separat fiecare motor. Adică, uite, putem să controlăm doar evacuarea aerului, da? Și să crești doar evacuarea și, în general, să oprești partea de admise și să fie doar evacuare. Da? Sau poți să apeși pe butonul de jos și să faci doar admisia aerului în încăpere. Da? Apăsăm pe butonul de jos, creștem doar admisia aerului și, de exemplu, putem să și oprim evacuarea. În ce situație putem folosi această funcționalitate? În momentul în care, de exemplu, vara este răcoare pe timp de noapte și vrem să ne aducă răcoarea de afară în încăpere, practic putem să lăsăm aparatul doar să aducă aer din încăpere și să nu evacueze, ca să nu se recupereze căldura și să nu se întoarcă înapoi un aer mai călduros în încăpere. De asemenea, ce putem să facem este să setăm un aparat pe admise și celălalt pe evacuare și în felul ăsta să creăm un circuit de aer care să scoată repede aerul dintr-o încăpere și să-l bage înapoi prin cealaltă încăpere. În funcție de ce nevoi și ce necesități există, poți să controlezi diferit acest recuperator de căldură. După aia, ce mai avem? Avem funcția de luminozitate. În momentul în care apeși pe butonul de luminozitate, o să ai 6 nivele de luminozitate, în așa fel încât în momentul în care dormi pe timp de noapte să nu te deranjeze vizual. Eu, de exemplu, folosesc un nivel de luminozitate acasă mic, cred că cel mai mic în dormitoare, ca să nu mai deranjeze deloc niciun fel de lumină pe timp de noapte. De asemenea, ce mai avem? Avem funcția de ventilare pe timp de noapte. Este acest buton care, în momentul în care îl apeși, aparatul trece automat în viteza cea mai mică, viteza de ventilare pe timp de noapte, ca să nu deranjeze absolut deloc din punct de vedere fonic. De asemenea, avem acest buton cu această elige, care este butonul de ventilare maximă, ventilație de aerisire. În momentul în care apăsăm acest buton, aparatul o să pornească în viteza maximă. Când folosim acest buton? În momentul în care avem o problemă reală în încăpere și vrem repede să aerisim încăperea, atunci poți să apeși butonul respectiv și să aerisești rapid încăperea. Mai avem aici pe telecomandă butonul de degivrare, care este acest fulguleț cu picături. Este un buton care, în momentul în care îl accesăm pe timp de iarnă, când sunt temperaturi sub 0 grade, se pornește degivrarea, care nu lasă să înghețe condensul la ieșirea apei din recuperator. De asemenea, avem acest buton în partea din stânga, aceste valuri de culoare roșie, care sunt de fapt funcția de preîncălzire. În momentul în care este frig afară și apeși pe acest buton, o să pornească funcția de preîncălzire, care o să-ți adauge 3-4 grade la aerul care vine de afară, în așa fel încât
să nu ai un disconfort termic pe timp de iarnă când sunt temperaturi foarte joase, minus 15, minus 20 de grade. Cel mai important buton pentru modelele Premium și Premium Plus este funcția Auto, care în momentul în care o pornim, aparatul o să funcționeze independent în funcție de parametrii de calitate a aerului pe care o să le citească senzorii de umiditate, senzorii de CO2, senzorii de VOC, senzorii de temperatură. În momentul în care apăsăm a doua oară pe funcția Auto, se pornește funcția Auto Plus. Funcția Auto Plus este funcția pe care trebuie să stea permanent recuperatorul de căldură, mai ales pe timp de noapte. La mine acasă, de exemplu, în dormitoare, am în două recuperatoare, stau pe funcția Auto Plus permanent. Funcția Auto Plus se asigură că recuperatorul nu o să crească viteza prea mare pe timp de noapte ca să ne deranjeze din punct de vedere fonic. Deci funcționează independent, dar nu ne deranjează pe timp de noapte în momentul în care noi dormim în încăperea respectivă. Bun, mai avem aici aceste două butoane, display în stânga, display în dreapta. În momentul în care apăsăm pe ele, se schimbă informația de pe ecran. Hai să vedem. În momentul în care apăsăm, avem aici temperatura interioară, temperatura exterioară, nivelul de CO2 a aerului din încăpere, nivelul de VOC a aerului din încăpere, nivelul de umiditate, nivelul de presiune atmosferică, data, ora, deci putem să îl lăsăm ca funcție ceas, dacă dorim, și încă o dată viteza de funcționare în regimul auto. Atenție, aceste butoane o să arate toate aceste informații dacă ai achiziționat modelul Premium Plus. Dacă ai achiziționat modelul Premium, o să-ți arate doar nivelul de umiditate plus ceas, oră și toate celelalte. Iar dacă ai modelul standard, o să-ți afișeze doar ora și data. De asemenea, avem aici două butoane, funcția de temporizare, unde poți să setezi ca aparatul să funcționeze un anumit număr de ore, dar îți spun sincer că eu n-am utilizat niciodată această funcție. Mi se pare o funcție inutilă. Și, sigur, avem butonul de oprire. Da? Aici, în partea din dreapta sus, în momentul în care apeși butonul de oprire, se oprește recuperatorul. După care, în momentul în care apeși pe butonul din mijloc, pornește înapoi recuperatorul în viteza întâie. Atenție! Dacă se oprește curentul în momentul în care funcționează recuperatorul, în momentul în care revine electricitatea în rețea, recuperatorul o să pornească din nou în viteza în care funcționa anterior. Cam așa funcționează telecomanda. Ce este de reținut este că cel mai bun mod de funcționare a recuperatorului este funcția Auto Plus, dacă ai modelul Premium Plus. Și asta înseamnă că trebuie să apeși de două ori pe butonul auto. Ok, hai să vedem acum cum funcționează și aplicația de telefon. Aplicația de telefon mobil poate fi găsită sub numele de Prana Remote Control, atât pe Google Play cât și pe iOS. După ce ai instalat aplicația Prana Remote Control, trebuie să te asiguri că ai pornită funcția de geolocație sau funcția de GPS. Așa că pornești funcția de GPS, după care pornește aplicația Prana Remote Control. Dacă nu faci asta, s-ar putea să nu-ți găsească recuperatorul de căldură. De-aia e foarte important. Îți găsește recuperatorul de căldură, îl accesezi și în acest moment poți să pornești recuperatorul și să îl controlezi din aplicația de telefon. Avem aici două căsuțe și un lacăt. Dacă apăsăm pe centru pe ea, apăsăm pe căsuță, ni se deschide recuperatorul. Da? Deschide în viteza întâi. Aici putem să creștem, pe plus creștem viteza recuperatorului. Ce mai putem să facem? Foarte interesant. Apăsăm pe acest lacăt și ni se deschid separat motorul de admisie și separat motorul de evacuare. Și putem să creștem separat admisia sau separat evacuarea. Sau putem să apăsăm pe o căsuță, de exemplu, și să oprim de tot admisia și să lăsăm doar evacuarea sau să pornim admisia și să apăsăm pe căsuța de jos și să oprim evacuarea. Da? Când ne-am plictisit de jucat, apăsăm din nou pe lacăt, se face o singură căsuță cu admisia și evacuarea în același timp. De asemenea, în partea de jos ai funcția de ventilare maximă în mijloc, acest ventilator, în momentul în care îl apăsăm să pornească în viteza maximă. Funcția de ventilare pe timp de noapte, această lună, când apăsăm
o să meargă în viteza minimă, funcția de degivrare, care pornește în momentul în care temperatura de afară permite acest lucru, funcția de luminozitate, care de asemenea are 6 trepte, partea de temporizare, iarăși degivrarea, și aici jos ai funcția auto. În momentul în care o apeși, aparatul pornește în funcția auto. Dacă o apeși încă o dată, intrăm în regimul auto plus, care are grijă ca aparatul să nu crească foarte mult viteză ca să ne deranjeze din punct de vedere fonic, și recomand încă o dată cel mai bun regim de funcționare acestui aparat, dacă ai modelul Premium Plus, este să îl lași în regimul Auto Plus. Bun, ce mai ai aici? Poți să schimbi pagina și dacă ai modelul Premium Plus, o să vezi aici toți parametrii de calitate a aerului din încăperea ta. Nivelul de VOC, nivelul de CO2 echivalent, nivelul de umiditate, temperatura senzorului interior, temperatura senzorului exterior, temperatura până la recuperare, temperatura după recuperare și presiunea atmosferică a aerului din încăpere, plus nivelul de murdărire a filtrului în partea de jos. Și aici avem modelul Prana Recuperator, care e o denumire generică a recuperatorului de căldură, unde în momentul în care apăsăm pe aceste trei puncte aici, putem să schimbăm numele recuperatorului, putem să spunem aici dormitor, sufragerie sau cum se numește încăperea în care funcționează recuperatorul respectiv, în așa fel încât să ne fie mult mai simplu să depistăm pe care recuperator vrem să-l controlăm prin aplicație. Și aici poți să pui și o parolă, dar eu nu ți-aș recomanda să pui parola, fiindcă dacă o uiți, după aia nu o să mai poți utiliza aplicația. Cam asta a fost aplicația. Dacă ai alte întrebări sau nelămuriri în legătură cu modul cum funcționează telecomanda sau aplicația, te rog să-mi scrii mai jos în comentarii și o să-ți răspund cu mare plăcere. În orice caz, indiferent de ce model de recuperator de căldură ai achiziționat, standard, premium sau premium plus, eu îți recomand să îl folosești permanent, să-l lași să funcționeze fără întrerupere în vitezele mici de funcționare, viteza 2-3 care nu deranjează absolut deloc. Și dacă ai modelul Premium Plus, atunci îți recomand să folosești funcția Auto Plus, care înseamnă să apeși de două ori pe butonul Auto și în felul ăsta să te asiguri că o să ai aer proaspăt permanent în încăperea în care funcționează. Cam atât pentru astăzi. Dacă ți s-a părut relevant această informație, te rog foarte mult să dai un share pe Facebook și un like și să te abonezi la canalul nostru de YouTube, fiindcă o să venim cu multe alte videouri interesante despre ventilația aerului dintr-un încăpere. Eu sunt Andrei, ne revedem foarte, foarte curând și până data viitoare, nu uita, aerisește permanent locuința.